Bună dimineața, prieteni! Iată-ne din nou în grădină. Finalizăm plantatul roșilor și instalația de irigare prin picurare. Astăzi mă voi ocupa un pic pe aici prin grădina de roșii, după care voi merge să finalizez proiectul care l-am început cu câteva zile în urmă, și anume un rezervor de 1000 de litri pentru irigare, pentru că eu prefer să irig cu apă de ploaie legumele și nu vreau să irig cu apă de la rețea, pentru că, după cum știți, conține clor și afectează plantele. Da, să începem să întindem furtunul de picurare. Să pun un pic groapa mai adâncă. Ca să îngropăm roșia un pic mai mult, cam până aici. O să le plantez cu tot cu pahare. Am pahare ecologice de carton. Le-am rupt fundul la ele, după cum vedeți. Și le introducem aici în pământ, pentru ca planta să sufere cât mai puțin posibil. Presăm ușor. Și cam asta e. Aici avem partea în care picură. Vine exact la baza, la rădăcina plantei. Trecem mai departe. Urmărim cu atenție unde este. Iată aici. Începem și aici, mai facem o groapă. Și în ultimile zile a plouat destul de bine, pământul s-a uscat foarte repede, semn că suferea de o mare lipsă de apă, de secetă. Așa. Mai am câteva pahare și de plastic. Asta o să le curățim un pic.
o să le tai fundul, după care la fel le voi îngropa. O să le tai baza, fundul paharului, pentru ca planta să poată să-și ducă rădăcina în jos după ce le voi planta, și astfel să crească liniștit, să fie cât mai puțin stresată. Pentru că dacă aș fi scos-o din ghiveci de acolo, din pahar, probabil că s-ar fi prins, dar mult mai greu. Deja diferența, haide să vă arăt, între primele două rânduri care plantele le-am plantat direct, le-am pus direct în pământ fără a avea, fără a le planta cu pahare. Astea sunt niște roșii plantate din răsadnița de afară. Și uitați-vă la ele, deja sunt pălite. Sunt vai de ele, săracele. Deci astea sunt puse din răsadnița de afară, fără a le pune cu pahar. O să le înlocuiesc și pastea, toate care necesită. Și uitați diferența aici. Astea puse cu pahar. Uitați aici roșii. Tot rândul. Perfect. Și următorul la fel. Și următoarele, de fapt. Toate rândurile sunt plantate cu tot cu pământ, cu pahar. De asta e bine să transplantați roșiile când sunt mici, să le puneți în pahare de plastic, de carton. Ideal ar fi de carton, pentru că le puteți îngropa cu totul și cartonul putrezește. Și cele de plastic merg, numai că toamna va trebui să le recuperați din pământ, să le scoateți. Și vă sfătuiesc întotdeauna să le tăiați fundul la pahare și la ce folosiți, la vasele care le folosiți. Pentru că pentru ca planta să poată să-i poată crește rădăcina în continuare, să ducă în jos. Deci primele două rânduri sunt dezastru. Pentru că asta e diferența. Una e să iei planta direct cu pământ, să o plantezi, și alta este să o iei de aici, cum am luat-o eu. Eu am luat-o de aici și am pus-o în pământ. E adevărat că am plantat-o bine, adică în sensul că am plantat-o adânc. Ați văzut, au tulpinele destul de lungi. Jumătate le-am introdus în pământ și am udat bine când le-am plantat, adică am dat găurile cu un arac la vreo 15 cm, 20 așa, am udat, am băgat apa acolo, după care am pus roșia. Gândesc că le-am plantat cu pământ uscat. Dar din păcate asta e. O să le înlocuim pe astea căzute.